Dar toate să nu de gândit să ne vom juca din nou. Am să vom juca din nou. Fapt nu. Fac altul mai intr-o de astăzi. E a venit pe canalul meu, eu sunt Insanity, nu uitați să te abonezi în caz că îți place ce fac și na, chestii de restii. Este 3 dimineața, 3 jumate și de-aia vorbesc așa încet, să nu vă întrebați de ce. M-a jucat un pic off camera, bine, un pic mult spus, puțin spus sau ceva în genul, prost spus. M-am jucat destul de mult. Am vrut să fac și un live, dar a venit un prieten la mine și n-am mai făcut. Am făcut niște bănuți, am făcut upgrade-uri mari, zicem așa. Și bun. Astăzi vreau să luăm eu am radiation slime-urile. Mă rog, prost le-am deblocat, zicem așa. O să mergem acolo și o să văd o să mergem și o să luăm încă un o să luăm un Gordo. Mă rog, un slime la care îl deschizi dacă îi dai mâncare practic și trebuie să mânce mult și na, știi ce vreau să zic. Și o să am nevoie de niște, zicem așa, mâncare. De vegetale. Cam atât, dacă e ăsta. Ok. O să revin când sunt la el, fiindcă nu vreau să vă plic. Ok, și am ajuns. Mă rog, am ajuns. Vreau să vă arăt unde e slime-ul, nu vreau să vedeți instant unde e, fiindcă unii dintre voi poate nu o să știe unde e slime-ul ăla. Ok. Mergeți pe aici, de obicei, e fix în partea aia. Mă, că trebuie să mergeți prin altă parte să puteți ajunge la el. Logic, da. Slime Ranger, Abby. Da. Și o să răgușit. Vă întrebați de ce m-au de așa as fuck, dar da. Ok, am urcat prea tare pe aia. Bun. Intrați pe podul ăsta, mă rog, intrați. Sunteți pe podul ăsta și e fix acolo. Dacă reușesc, cred că reușesc. Chiar la limită? Ok. Aici o să fie slime-ul mare. Gordo. Da. Radiation Gordos. Mă rog, eu zic Radiation, că de fapt se cheamă Red. Red Gordo, deși n-are nicio logică, da. Ok. Și puteți lua slime-urile, o să le iau. Dar nu, cred că o să am nevoie de atât de mult, dar na. Cine de pe aici? Un rustro? Asta e bun. Și în rest nimica wow. Eu caucaurile o să le las aici, fiindcă am destule o caucauri acasă. Și voi de... Nu știu dacă poți urca pe aici, să ajungi într-un loc, dar eu oricum vreau să iau niște slime-uri cu mine. Vreau să iau niște Puddle Slimes. Nu-ți dau mult, bine, nu-s făcute ca să faci bani cu ele. Fac, nu asta vreau. Dar vreau Puddle Slimes-urile, să le am acasă și eu. Ok, pe aici nu mai... Din păcate numai două, nu-i nimic. Iau orice rustru ce găsesc. Thank you for damage, ce să spun. Am o mișcă, da, ne bă, deci mă enervează la maxim. Ok. Și o să merg, fiindcă nu vreau, fapt, dacă oricum editez după, da. N-am deschis încă locația aia subterană, zicem așa, de la mine de acasă, deci mă pot teleporta. Asta e nașpa. Am nevoie de niște bănuți, zicem așa, am nevoie și de multe slime-uri. Am nevoie de toate slime-urile existente. Nu chiar toate. În afară de slime-ul ăla. În afară de slime-urile alea, cum se cheamă, nu crystal slime-urile, alea între Dervi și alea 3 sau câte naiba mai ies. De alea nu o să avem nevoie.
Dar o să avem nevoie de, în orice caz, de super multe rozuri la un moment dat. Unii dintre voi poate știți ce înseamnă asta. Înseamnă că o să deschidem laboratorul. Să fac picior, parcă e mai bine fără lumină. Nu știu de ce, dar... E bine. Nu m-a întrebat, fiindcă nici eu nu știu. Ok, bă, o să le pun... Cred că o să le duc în partea asta. Slime-urile, puddle slime-urile și... Cu radiation slime-urile o să le pun, cred că... Astea, nu știu cum să le pun. În orice caz, ăștia de obicei le pun aici sus, dar îi luat locul. Deci o să le punem aici. Punem un... Pound, sau cum naiba să o chema asta. Ok. Așa. Și ăștia, mă gândesc, o să le pun în mina aia, zicem așa, în subteran acolo. Fiindcă aici nu prea am loc. O să vedem, o să vedem. Prima oară ne culcăm. Fiindcă este 21 noapte în joc. În realitate, la mine, după cum am zis, 3 jumate. Bun. Hai să facem locurile. Hai mă, așa. Bă, nu ți-i fac destul de repede, deci să nu vă întrebați, bă, cum ai făcut banii așa repede? E super easy, nu-i nimic ca wow. Coral, white walls, iron edge, blood collector, ăștia cel mai important, zic eu. Ok, punem aici și ele au nevoie de oca-oca. De oca-oca. Să luăm, fiindcă avem câteva aici. O să mai hrănești niște, nu știu cum se cheamă, honey slime-uri. Ăștia mi-au dat cel mai mulți bani, nu zicem așa, bine, momentan numai, dar cu ăștia fac eu cel mai repede plorturi. Ok, vouă, e foame, văd că, evident, dau și vouă niște cuberisuri. Cuberiuri? Cred că așa este, plural. Cred că așa este pul... S-a handicapat. Pluralul, așa, cred că am spus bine. Cred că așa este pluralul la cuberiuri. Cuberiuri, sau cuberis, în orice caz, am idee. Am luat și voi. Bun. Mă gândesc că și voi vii foame. Oh my god, am luat morcovi. Morcovi îi pun acolo, fiindcă nu-i folosesc de obicei, dar... Na. Iar am luat un morcov. Păcate puțin udonien, dar rezistă-i cumva. Mai luăm și niște cherbsuri pe aici și le dăm. De le-o mâncare. Deci aici tot timpul am frame rate-ul mic. Bun. Le dăm și la ăștia dinăuntru. De mâncare. Poftiți, domnilor. Sunteți puțin pentru ce avem aici, dar, bă, nu știu că... Ok, avem niște rostru și niște henen. Pum, 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 păi, num, 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 num. Nothing interesting. Bun, hai să vedem ce facem în videoclipul ăsta, fiindcă chiar n-am idee, am vrut să vă arăt cordul ăla. Mulți rostru, ok. Deci ca s-au înmulțit, am avut numai două din astea și acum sunt trei, dar super multe găini, na, evident. Ok, voi mi-ați dat patru slime-uri. Slime-uri, patru plorturi. Vreau să deschid partea asta. Cât costă? 5.000, oh my fucking god, jumate de milion. Rum, da-na-na-na-na-na, te-rum, te-rum, da. Puddle plorts. Nu știu cât costă ăștia, mă gândesc că nu-s... Wow. Bine, nu-s vreo 60-50 de bănuți pe plort, dar... 63. Bă, nu strică.
că e un pic în creștere, mă rog, în creștere. Și, bă, nu am idee. O să fac repede niște bani, deci de asta ne revedem când strâng 20.000 sau ceva, încerc 10.000. Deci, da, I'll be back. Da, și am revenit, după cum vedeți, am făcut 21.000 de bănuți. O durat un pic, am ce spune, chiar a fost un pic cam greu, un pic hard. Dar în orice caz vreau să iau upgrade-urile. De-aia am strâns mai mult decât 10.000. Iau toate upgrade-urile, deși poate vă întrebați de ce dracu face asta. Simplu din cauza că dă... Că și-o seau niște upgrade-uri la 7Z Rewards Club. Nu știu, pot să iau câteva. Să mă arăt totuși cu 4.000. Ah, ok. Pic mai bine, pic mai bine. Ok. Am făcut și aici un pic mai frumos. Eu bum bum. Ok, hai să vedem cât ne-am dat personale. Nu fac bani din ele, dar bă, e un bonus, zicem așa. Ai, zicem, nu știu, vreo 100 de din aștia, faci ca lumea, vreo, mă gândesc, vreo 12.000 dacă e preț ca lumea. Ca la mine, vreo 60, faci ca lumea. Dar na. Bun. Astăzi o să vreau să facem un lucru șmecher. După ce am făcut toate raturile alea, na, totuși. Sper să nu fac... să nu vă fie plictisitor, dar da. Să vreau să merem să descriem o descriem o nouă zonă. Nu mă, bani, cu glumea. Vreau să merem, după cum ziceam, numai 4 feluri de slime-uri, bine, plus paddle-uri, 5, dar fără paddle, 4. Am fosforul, honey și încă două crystal slime-urile și, cum se cheamă alea, radiation slime-uri. Mi-e mai întrebe niște boom slime-uri. Le-am avut, dar le-am aruncat din cauza că, hei, s-a combinat și nu vreau asta. Ok. Ah, și ne trebuie încă multe slime-uri. Acum am dat seama, ne trebuie locul rock slime-uri. Dar momentan avem nevoie de ele, deci o să fie un pic mai greu. Greu. Bun, totuși hai să merem și să deschidem o zonă nouă. De nouă nu e, dar totuși zic și așa, luăm și boom slime-urile. Poate și muzicuța în jocul ăsta, da, muzicuța în jocul ăsta chiar e calmea. Voi nu știți cât am stat și am făcut asta, vreo jumătate de oră durat să fac tot căcatul ăsta. Și să nu vă aud după că zice, încă am Pepsi, ok, încă am gordul ăla. Să nu vă aud că ziceți că, bă, că pula mea, că ai stat 5 minute și gata. No, crede-mă, chiar am stat mult. Și... Nu e ca lumea. Nu știu dacă vreți câte zile am făcute. Am avut cât 19 sau ceva în genul. Și acum am aproape 30. Deci vă rog. Days. O să vină în curând un nou videoclip cu 60 seconds. Hai să vedem niște paddle slam-uri. Cu ocazia asta mai luăm boom slime-ul de aici și niște apă. Ok. Stonehenge, oricum nu am Stonehenge, deci o să le iau. Nu s-a dus, mă. A, l-a luat. Bun. A fost prost. Ok.
Oh, vreau să explorăm un pic zona asta, niciodată nu explorez zonele. Iau numai ce-mi trebuie și m-am dus. Da. Stați-o. Dacă aș găsi un slime la cum se cheamă, nu știu cum se cheamă, dar seamănă la pisică care fură, nu știu cum o cheamă, dar de obicei se spunează aici. Aici am găsit-o de multe ori, dar să mai pot să o găsești altundeva, nu neapărat de aici. O să merg să văd ceva. Nu mai știu dacă pe aici trebuia să luăm. I don't think so. Niște butter slamuri de lencoci. Strică. Niște bomb slamuri. Eu nu iau bomb slamurile pentru a face ceva cu ele, dar să le am. Caz că o să am vreodată nevoie de ele. Vreau să văd ceva. Chiar mi-e curios de un lucru. Știu că poți să găsești pisica aia furăcioasă pe aici, dar nu mai știu cum. Pe unde o fac? Mere super lăguit, deci nu numai vouă și mie. Uite-le aici, aici le-i tărâmul lor. Și dacă le dai o mâncare, să dea un slime. Hai să luăm slime. My fucking god. Ok, și avem Hunter Blood. Ah, Hunter Sigma. Ok. Și a venit cu două slime-uri noi acasă. În asta noastră, fiindcă noi, practic, unul dintre ele le aveam deja, dar cred că o să le combin cu... Cred că am să le combin cu... Am idee, cu orice le combin pe ăsta, se întâmplă ceva rău. Ai de capul meu, cred că o să le combin cu ăștia, fiindcă consumă puține chestii. Câte avem aici? Să arunc două dintre ele. Ok. Dăm aici repede. De ce chiar? Sur, frate. Dăm repede niște cuberiuri. Eu cuberi. Să înmulțească ăștia. E clar. Ok. Să arunc două dintre ele. După cum am spus, fiindcă fosfor slamurile sunt multe și primești multe perturbările, nu de alta. Okay. Sunt trei acum. What? 4. 3. What? Îți trei. E bine că dacă ies prea multe, nu vrei să știi ce se întâmplă, adică na. Ok, filmez de o oră întreagă. La voi o să n-au să pară așa, fiindcă editez eu pentru voi, fiindcă I am good man. Dar eu de fapt stau mult la un videoclip. Deci de-aia nu suport eu să fac videoclipuri wow. De obicei le fac așa și le las așa cum azi. De-aia. Da, bun, bun, bun. Vreau să nu se închide videoclipul. Fuck me, dude. Păi ăștia nu știu unde o să le duc. Cred că o să le duc într-o zonă unde chiar o să le placă. Da, papa. Aici. Pam pam pam. Coral, give me please all things. Așa. Păi să-mi dau cumva autofeeder? No, ok, nu. Așa și ne mai trebuie un din ăsta pentru ăștia, fiindcă ăștia sunt de obicei timide, deci dacă pui mai mult de 4 pe aici, de obicei, da, nu o să mă producă. Totuși, da, vreți, nu s-a schimbat, deci îi așa, na, din păcate. Stonia noastră bagă-l înăuntru.
Bam, bam, bam. Nu știu cât de lungă videoclipul, repet, din cauza că trebuie să-l editez și nu știu cât o să fie editarea, dar da. Pentru voi nu e super interesant, dar pentru mine chiar a fost greu să fac rost de toate astea. Ah, trebuie să mă scarpin. Oameni buni, o să închid acest videoclip aici, fiindcă vreau să-mi duc și eu să mă culc. Nu uitați să apăsați butonul de like și să distribuiți videoclipul ăsta sau canalul meu pe alte site-uri, cum ar fi Facebook, Instagram și chestii din astea. M-ar ajuta super mult și în caz că nu te-ai abonat, abonați-te, fiindcă m-ar ajuta enorm de mult să ajung la suma de 100 de abonați, n-ar strica, fiindcă... Na. Ok. Noi să ne vedem data viitoare. Pa, pa.